Salutare oameni buni, numele meu este Ani și vreau să la un nou episod de Maps from Subs. De data asta jucăm Răzbunarea, o mapă intitulată Răzbunarea. Dacă vă place această serie și vreți să o continuăm, lăsați un like și aveți linkul în destul sau apele în descriere. Bun, jucăm pe o mapă făcută de Robert Watt. Regulile sunt următoarele: fără comenzi, muzica off, restul on, blocks și jack blocks. Nu știu sigur ce să știa, sper că l-ai lăsat tu pe on. Brightness 50%, sper că ai resource pack-ul. Da, am băgat resource pack-ul după ce am citit asta, că n-am știut. Bă, deocamdată nu e nimic schimbat mare lucru, dar sper, parcă faci totuși lumina asta așa. Să zic, parcă pâlpeie, fâlfeie. Aprilie la magazin. Ce drăguț, lol! Mare șcretare! Ce cu muzicuța asta, că mă cam sperie. As the figure got away. In other news, little has been revealed about last night's event. Asylum officials are denying any wrongdoings. They said some sort of bug going around that should leave the area soon. An angry mob of residents led a boycott today due to the sudden departure of their family members. Du-te, frate, că e șmecher. Mă cam sperie. They are still looking for that 17-year-old girl. She's been described as having long black. Okay. Mă enervează muzica asta, calmă. Ziua eliberării. După cât am purtare. Am voie să iau asta? Sper că am. Te-au dus într-o locuță și m-a eliberat. Ce ghiut? E. Opa! Te-ai dus la tine acasă fără griji și fără probleme. La problema că pe care părea părăsită. Așa că ți-ai încercat. Din nou norocul, poate găsești o avere. Băi, băiatul, eu nu văd nimic aici. Marș, deci du-te, voi, marș! Du-te de aici, frate, du-te! Papa horror în Minecraft. Du-te, frate, pui mei, de aici, e asta! Frate, what? Du-te, pui mei, cât de tare, dar mă cac pe mine, wow! Păi ce se aude? Marș, frate! LOL! Du-te, puii mei, de aici! Deci du-te! Bă, nimic! Ce-a fost asta? Sfârșit! Du-te-mi, puii mei! Băi! În afară de faptul că a fost foarte scurtă, exagerat de scurtă și cred că băiatul a vrut doar promovare la canal. Frate, e penală! Adică... Puii mei, te sperii! Pe bune, adică chiar m-am speriat, frate!
nu știam când se va termina, pentru că nu aș fi rezistat la prea mult și acum mă luară fior. Deși e Minecraft, sincer, te sperie. Deci chiar te sperie, în puii mei. Uah. Deci, da. Păi da, din păcate toată lumea cam atât cu această mapă, deci chiar a fost ca lumea, din păcate a fost prea scurtă. Acest episod va avea 5 minute, cred. Am trecut și o repede prin ea, că m-am și speriat. Uite ce drăguț e afară. Iupi, mamă, ce e aici? De ce era nevoie de toate astea? Wow, mamă, câte command blocuri și prostii. Du-te, frate. Toate astea au făcut ca să fie șmecheria aia. Bă, cât de tare ești, nebunel. Cât de tare. Dacă aș ști și eu cum se fac toate chestiuțele astea. Aici e magazinul. Ia să dau game mode. Flash cam e mode 1. Uite ce-a pe aici. Asta e casa aia mare, de la asta ce cred că. Du-te, mă, cât de tare! Marș! Prea tare, ia, acum mai funcționează și ăștia. Marș, frate, marș! Cât de tare e, bă, dar chiar e scary. Du-te-n pui mie, deci chiar e scary. Aici e celula. Și aici se închide și ăsta. Prea, deci prea tare, adică chiar, frate, chiar horror. Că nu știu dacă v-ați dat seama, dar ca și într-un film de groază. Deci dacă vezi un film groază cu ce-o fi el, fără sunet, e egal cu zero, frate. Dar sunetul te sperie cel mai tare. Wow, deci a fost ca lumea. Mulțumesc frumos pentru mapă. O să spun și canalul în descriere. Dacă da, aici a sus ce e? Decât m-am teleportat odată până aici. De șmecher făcut ăla, șmecher rău. Opa. Da, mă rog. Deci până toată la momentul acest episod, lăsați un like dacă v-a plăcut. A fost chiar tare, ne vedem la viitoare, pa.